Salut, prieteni! Sunt Marius. În acest film vreau să vă arăt cum se poate schimba denumirea canalului YouTube pe care îl aveți. Personal, nu vă recomand să faceți acest lucru foarte des. Vă sfătuiesc să vă alegeți un canal sau un nume de canal sau să vă botezați canalul la început și numele să rămână același, pentru a nu vă bulversa abonații sau, mă rog, pe cei care caută conținutul publicat de voi. Eu am deschis un alt canal pe care uploadez filme care au legătură cu școala, pe care am uploadat până acum câteva filme. Sunt în principiu doar lucruri legate de matematică. Dacă timpul va permite, voi abloda și alte subiecte, nu știu, parte legate de fizică, eventual ceva legat de limbi străine. Însă, în principiu, canalul în acest moment funcționează sub, sau fără nume, pur și simplu. Funcționează sub cum vedeți, canalul se numește M. În măsura în care vreți să modificați acest canal, sau numele canalului vostru, trebuie să faceți acest lucru din Google, sau de pe un site, nu de pe canalul YouTube. Văzut, am mers aici în colț la am mers în colț la iconița cu numele cu unde este prezentat canalul meu, ca să zic așa, în colțul din dreapta sus și am mers la setări. Aici am posibilitatea să editez pe Google canalul. O să încerc să mă apropii pentru ca voi să vedeți mai bine ceea ce fac. Și sunt anunțat de faptul că dacă schimb numele, îl vei schimba în toate produsele Google. Putem afla mai multe. Însă, principiul, avem posibilitatea să modificăm datele cu caracter personal și printre care și numele canalului. Și avem aici posibilitatea să nu știu, eu aș vrea ca și canalul meu să se numească Școlar Online. Școlar Online. Să dăm OK. Să modificăm și niște date aici pentru că observ că dintr-un oarecare motiv care îmi scapă, Google s-a gândit că sunt femeie. Pot să trec datele mele, pot să trec, mă rog, să aleg să-mi afișez data de naștere cu sau fără anul în care m-am născut. Este irelevant. Afișează-ți numele ca fiind și avem posibilitatea să vedem aici Marius Ilie Cimpăiaru Școlar Online sau pot chiar să modific aici și să scriu Școlar cel doilea număr online, iar la pseudonim să scriu Marius Cimpăiaru, numele meu. Marius Ilie Cimpăiaru. Și am posibilitatea să-mi afișez numele ca Școlar Online, Școlar Marius Ilie Cimpăiaru Online sau Școlar Online Marius Ilie Cimpăiaru. O să aleg ultimul și am dat OK. În momentul în care merg pe contul meu
Google, contul meu YouTube, vedeți că acesta a fost redenumit și se numește Școlar Online. Da? Mare grijă însă cum vă denumiți canalul, numele trebuie să fie cumva sugestiv și trebuie să aveți în vedere și conținutul pe care intenționați să-l uploadați pe canal pentru a fi oarecare legătură, oarecare corelare între numele canalului vostru și conținutul lui. Ok. Aș aprecia dacă ați share-ui acest film în măsura în care știți, nu știu, aveți prieteni, aveți colegi, aveți copii care sunt în clasa 5-a și au nevoie de, să zicem, o altă abordare în ceea ce privește matematica decât cea prezentată la ore. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!